Până se stabilește regulamentul parcărilor din oraș, slătinenii continuă să-și lase mașinile pe unde apucă, iar polițiștii locali nu pot face decât să-i amendeze. 25 de șoferi au fost amendați, 19 pentru că au staționat neregulamentar, iar 6 și-au scurtat drumul circulând pe interzis. Poliția locală și-a concentrat activitățile zilnice, în special pe partea de prevenire și asigurare a unui trafic fluent pe străzile din municipiul Slatina, în special în zona piețelor agroalimentare și a străzilor centrale din municipiul Slatina, acolo unde încă ne confruntăm cu șoferi indisciplinați în trafic care opresc sau staționează în locuri nepermise. Nu au scăpat de amenzi nici slătinenii care și-au făcut un obicei să arunce gunoiul pe unde apucă. Peste 20 de astfel de amenzi au fost aplicate celor care nu numai că încalcă normele de bun simț, ci și legea. Nu de puține ori mergem pe stradă și întâlnim diversi comercianți care înțeleg să vândă mărfuri în cele mai diverse locuri sau cele mai nepotrivite locuri totodată. Oameni care de obicei sunt avertizați, sunt îndepărtați, iar dacă se întorc în acele zone sunt sancționați contravențional. În următoarea perioadă vor fi luați în vizor cei care vandalizează stațiile de autobuz. Măsura a fost luată din cauza vandalizării stațiilor prin lipirea neautorizată de afișe și anunțuri, precum și pentru sustragerea programelor de informare a călătorilor referitoare la circulația autobuzelor.